În județul Hunedoara, la recenta sesiune de vară a bacalaureatului, s-au obținut 4 medii de 10. Una dintre acestea a fost obținută de Ioana Iulia Popa, de la Colegiul Național Regina Maria din Deva, care a absolvit la secția de învățători. Ioana, deși se poate înscrie la orice facultate din țară, a decis să-și continue studiile universitare la distanță, tot în domeniul educației. Și chiar dacă mulți dintre absolvenți au intrat într-o bine meritată vacanță, tânăra de 10 la BAC învață în continuare pentru examenul de titularizare ca învățător pentru a putea lucra cu copiii, în special cu cei cu nevoi speciale. De altfel, acesta este și cel mai mare vis al elevei de top, care a terminat liceul cu o medie de doar 9,99. Ioana, felicitări pentru 10-le la BAC. Cum ai reușit să iei 10 la BAC? Prin multă muncă, alături de părinți, profesori și prieteni. Am muncit foarte mult ca să ajung aici și mă bucur că în sfârșit toate eforturile mele au fost răsplătite. Ai avut 10 pe linie la BAC în timpul celor 4 ani de liceu. Cum ai stat cu mediile? La fel de bine. Am terminat liceul cu 9,99, dar am muncit foarte mult și în timpul liceului ca să știu că așa mă simt eu bine când muncesc și depun un efort pentru ceea ce îmi doresc. Media 10 la BAC asigură intrarea cam la orice facultate din țară. Vrei să continui în țară sau vrei să mergi dincolo? Continui în țară, o să rămân în învățământ și o să studiez la distanță, la Cluj cel mai probabil, și o să rămân în domeniu, științele, educației, și ca să duc mai departe tot ce am învățat în liceu. Deci vei rămâne la catedră, ai terminat secția de învățători. Într-adevăr, o să dau și titularizare luna viitoare, ca să pot să ocup un post bun, să am o notă cât mai mare, să pot lucra cu copiii. Profesorul de matematică, Elena Mihu, fostul diriginte al Ioana, o consideră pe tânără un model pentru toți și și-ar dori ca din toamnă să fie colegă de catedră cu cea care până mai ieri a fost elevă. Cum se simte dirigintele unui elev de 10 pe linie la bacalaureat? Sunt foarte mândră de ea și de toată clasa. Sunt și diriginte și profesor de matematică. Rezultatele au fost spectaculoase, dar trebuie să vorbesc despre Ioana în primul rând. Ce o caracterizează? Seriozitate, implicare și modestie, după cum ați văzut. Este eleva pe care, sau modelul de elev pe care mi l-aș dori toată viața. Cum ar fi să fiți colegă cu Ioana din toamnă? Ar fi perfect! Este un om pe care te poți baza. Este implicată din toate punctele de vedere. A lucrat mult, rezultatele au venit, a fost alături de colegi în absolut toate activitățile școlare și extrașcolare și este minunată. Conducerea Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva se mândrește cu performanța Ioanei Iulia Popa, dar și cu cele ale celorlalți absolvenți. Mediile obținute de Ioana și colegii săi au clasat Regina Maria pe locul 2 în județ, după Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, dar pe prima poziție în Deva. Profesorul Cristina Pătrașcu, directorul adjunct de la Pedagogic, este mândră de rezultatele obținute la bacalaureat și consideră că Ioana Iulia Popa și alți colegi ai săi, care vor alege cariera didactică, vor aduce un plus pentru calitatea învățământului. Colegiul Național Pedagogic Regina Maria este singurul din reședința de județ care a dat un elev cu 10 pe linie la bacalaureat, ce înseamnă pentru școală, pentru conducerea școlii. Bineînțeles că acest lucru ne onorează foarte mult, ne bucură foarte mult. Acești copii arată că s-au pregătit, au fost temeinic pregătiți de profesorii lor, dar și ei dau dovadă de foarte multă seriozitate, implicare, iar procentul pe care noi l-am înregistrat la bacalaureat, rata de promovare de 96,85%, ne plasează pe locul 2 în județ și pe primul loc în municipiu, ceea ce, bineînțeles, constituie motiv de mândrie pentru noi. Va fi Ioana colegă cu dumneavoastră în viitor? Sperăm din tot sufletul acest lucru și ne bucură foarte tare când aflăm că absolvenții noștri își doresc să continue munca în sistem. Acest lucru ne garantează o performanță și pe viitor.
Promoția 2022 de la Regina Maria este din nou una de excepție. Doar doi absolvenți din seria actuală și tot atâția din cele anterioare nepromovând examenele, dar situația se poate îmbunătăți după publicarea rezultatelor finale de la bacalaureat în urma soluționării contestațiilor.